zisa Domnul Domnului meu, șezi-a dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tăi. Așezut picioarelor tale, din epistola suburnicească a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Pe prorocii în care au grăit în numele Domnului. Iată-ne fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit răbdarea lui sfârșitul căzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice jurământ, ci să vă fie voi ce este da, și ce este nu, ca să nu cineva cu inima bună să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el. Mântuiți-vă de ciudul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că nu-l poate rugăciunea stăruitoarea dreptului. Ilie era dar cu găciuni
dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că El, Cel ce-a întors pe păcătos, de la rătăcirea căi lui, pe și va mântui. De păcate.